Soar, bonjurel, sunt Tarotela, cu etalarea pentru cei cu Soare, Luna, Venus, Ascendent în Rac, etalare pentru ianuarie 2020. Am făcut-o pe cea anuală, cu o mică întârziere, dar nu-i problemă, că probabil că și întârzierile contează sau au un scop. M-am amestecat cărțile și am văzut. Ce am văzut? Deși n-au sărit. S-au desfăcut într-un anume fel. Am senzația că nu prea aveți chef de vorbă unii dintre voi. Nu știu din ce motive, vă știți mai bine. Dar am văzut steaua. Probabil, și am văzut și 10 de spade la un moment dat. Probabil vă vindecați după o perioadă de trădări, de probleme, de boală. Stea înseamnă vindecare în mod special, împlinirea tuturor dorințelor, dar poate că unii dintre voi vă apropiați de destinul vostru într-o formă sau alta. Am văzut și cărți mai triste, dar și cărți frumoase. Depinde de voi să cum le veți manifesta. Am văzut chiar și 10 de cupe și nu mi-a venit să cred. Da, există un potențial de bucurie să vedem cum se vor arăta și cărțile. Dar depinde de voi. Dacă reușiți să depășiți acel ciclu de mari trădări, de mari probleme, 10 de spade. Am văzut și faetonul, v-am văzut și pe voi. Am văzut și semne de monede, evident că vă gândiți unii la bani. Dar, când am amestecat aceste de cărți, o singură carte a vrut să sară în mod special, deși am văzut că aveți o legătură spirituală foarte profundă cu cineva cu care comunicați mental la distanță. E frumoasă imaginea respectivă. Dar a vrut să se arată, iubește ceea ce ești. Numărul 8. 8 înseamnă transformare, înseamnă casa scorpionului, casa 8-a. Pentru unii dintre voi care poate ați uitat de prea multe responsabilități, de poate prea multe griji pentru alții, pentru bani, pentru anumite chestii, ați uitat de fapt esența voastră, v-ați îndepărtat de esența voastră și ați uitat cine sunteți. Dar la modul serios, nu neapărat că v-ați creat o imagine, nu vorbesc de proiecția pe care o lansați voi în societate și în viața celor sau în relațiile pe care le aveți, nu vorbesc de acea proiecție. Vorbesc de ceea ce suntem, de ceea ce sunteți. O ființă divină, încântătoare, care merită cele mai frumoase lucruri de la viață. Poate că nu întâmplător a apărut această carte, deși o să mai trag una la sfârșit. Aveți dragostea în dură și acționați de ca și când partenerul este aici. Pentru unii, 37-43, pentru unii probabil că nu sunteți aproape de persoana cu care v-ați dori sau cu care vă potriviți sau de acel suflet pereche, darmic sau preferăm darmic decât flacără geamănă. Așa, dar în fine, nu sunteți aproape de ei și atunci trebuie să îndurați niște chestiuni în dragoste sau financiare sau profesionale, dar probabil că această dragoste îndură, probabil trebuie să îndurați separarea și totuși sfatul este să acționați de ca și când ar fi partenerul lângă voi. Pe de o parte, unii dintre voi chiar trebuie să ieșiți dintr-o altă relație, cred, nu toată lumea, evident, că unora le merge bine, am doi raci care sunt foarte fericiți împreună. Nu vorbesc de ei. Vorbesc de cei care, într-adevăr, trec prin niște transformări profunde. Dragostea îndură. Dacă trebuie să îndurați niște probleme, știți că la sfârșitul acestor probleme, la sfârșitul acestor probleme, veți avea parte de acest partener minunat, parteneră, da? De dragostea pe care o așteptați, o așteptăm toți. Și atunci, da, îndurați. Interesant că văd o corabie și aici și aici. Probabil că aveți de călătorit sau e călătoria voastră spirituală înspre transformare. Am senzația că trebuie să lăsați, cum am zis mai devreme, să lăsați în spate niște proiecții, niște oameni și să vă transformați, să redeveniți ce trebuie să deveniți. Am senzația, v-am zis, că unii v-ați îndepărtat de esența voastră spirituală. Nu toți, nu toți. Doamna mea e ok, dar nu știu alții cum sunt. Nu știu alții. Nu înseamnă că dacă ne este bine aici, în varianta 3D, pe Pământ, este musai să fim și conectați la esența noastră spirituală. În fine, eu mai amestec acum, o să mai trag încă o carte la sfârșit. Da? Acela a fost așa un mesaj în plus.
cărți. A, nenea Faetonu, Trăsurica, Mașinuța, evident. Cine e? Ia, uf, mami, ce aici? Regele de bâte. Probabil că aveți mare încredere să vă mobilizați într-o direcție. Așa arată cărțile deocamdată, într-un mod neașteptat. E o chestiune legată și de mașină pentru unii dintre voi, pentru că faetonul înseamnă, da, mașină. Dar eu cred că vă mobilizați cu toate forțele înainte să depășiți o situație tare neplăcută, niște conflicte, competiție, o perioadă de așteptare, eventual pentru unii așteptarea sufletului pereche. Și această așteptare va consumat, va consuma, dar se întâmplă ceva. Acest turn. Poate că vă îndepărtați de aceste conflicte, poate că pur și simplu rupeți această perioadă de așteptare și vă mobilizați cu toată forța înainte către ceva. Către steaua voastră, către sufletul acesta pereche, variază de la unii la alții. În fine, acesta a fost un scurt mesaj, poate din toată etalarea doar mesajul ăsta contează pentru unii dintre voi, poate pentru alții jumate din mesaj, nu luați niciodată lucrurile mutamo, decât dacă simțiți voi că rezonează. Am zis că luna aceasta, și la voi și la alte zodii, vreau să fac etalarea altfel. L-am văzut și pe nenea, cavalerul de monede mai devreme. Începeți un proiect, unii dintre voi, poate unii vă mobilizați, vă mișcați pentru, către un semn de pământ și ce frumos! Și încercați să schimbați destinul către, eu știu, către mare bucurie. Sau faptul că vă mobilizați, că vă mișcați amândouă. Bine, asta e mai încet, faetonul e foarte iute. Faptul că ieșiți dintr-un anume ritm, foarte încet eventual, ajută și destinul să se miște în favoarea voastră și să vă aducă mai aproape de un moment, măcar de trezire spirituală, dacă nu de bucurie. Dar nu asta vreau să zic. Trei de cupe. Da, chiar mare bucurie. Că o fi semn de apă, că o fi semn de pământ. Poate să fie orice alt semn. Eu v-am arătat ce a apărut aici. Îi plutește în aer. O bucurie depinde de voi dacă o manifestați. Dar altceva vreau să zic. Deci eu de obicei împart cărțile, în setul de cărți în două și le amestec, da? În poziția asta, normal. Și ele revin, da? Drept. Revin. Vreau luna aceasta să fac altfel. Împart în două. Ia uite, și 9 de cupe am văzut și 10, da, mai devreme. Mare, mare bucurie. Nu musai petreceri, dar poate să fie și o stare de euforie. Este. Luna asta vreau să învârt cărțile invers, să vedem ce ar putea să apară. Altfel de mesaj, altfel de etalare. Dacă vor apărea cu sus în jos, nu vă speriați, ascultați mesajul, e și asta cu un scop. O să fac chestiunea asta de 3 ori, cum am făcut la toate zodiile. Poate luna viitoare să fac doar o dată, că deja pe unii am speriat cu prea multe cărți cu sus în jos. Să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent în rac. Ianuarie 2019. Regina de monede e invers. Poate unii aveți probleme financiare, poate unii aveți niște chestiuni legate de sentimentul de valoare. Poate unii vă. Da, sunt multe variante. Nu aveți stabilitate. Rac. Soare, Luna, Venus, ascendent în rac. Ianuarie 2019. Și acum, mai faetonul ăsta a vrut să se arate de fiecare dată. Ce în spatele lui? E tot regele, da. Regele cu turnul și cu toate câte sunt. Faeton, nu, faeton rac, soare, lună, Venus, ascendent în rac. 2020 ianuarie. Fiu. Opa! Ați fost supărați. Poate unii chiar sunteți. Fiți atenți! Că da, e interesant când cărțile apar invers.
Sunteți supărați din cauza unui trio sau unor situații? Trio poate să fie și la locul de muncă, nu neapărat în problemele voastre sentimentale. Sunt niște situații care nu v-au oprit, da? Deși vedem cum se arată cărțile, dar în acest moment am senzația că ați avut ocazia să începeți ceva nou sau plutește în aer această ocazie. Mare grijă să nu o pierdeți, pentru că vine cupa invers. Cu ocazia vărsării, să zic, eliberării de supărări, să nu vă eliberați și de ofertă. Dar vedem. Beau ceai. 4 de cupe invers. Au. Cu un semn de aer pentru unii. Nu e obligatoriu, că nu toți racii au de-a face cu un semn de aer. Regele de spade. Mie mi se pare că în poziția aceasta, eu așa simt, regele de spade în poziția aceasta nu manifestă varianta lui cea mai bună. Da? Regele de spade poate să vorbească dur, poate să fie tăios, de obicei când este în poziție normală este calm. Bine, nu ascultă de nimeni, ceilalți trebuie să asculte de ei. Poate că încercați să ieșiți din această supărare pe care cineva v-a provocat-o din cauză că are un fel de a comunica, care probabil că vă afectează emoțional. Și ce înseamnă rege? Nu e obligatoriu să fie bărbat, poate să fie și femeie. Sunt oameni în vârstă, sunt oameni maturi, să nu zic în vârstă, oameni maturi. Între 40 și 50 de ani. 45-55 de ani, cam așa. Deci poate să fie și femeie, nu e obligatoriu. Acest rege de spade poate să fie și la locul de muncă, da? Un coleg sau mai degrabă, nu prea, depinde ce poziție aveți. Dacă nu e coleg, colaborator, șef, da? Care vă vorbește într-un anume fel. Dacă e o chestiune sentimentală, știți voi mai bine. Oh, magicianul, trecutul îndepărtat. Cât de îndepărtat? Variază. Magicianul, coffee geamăn, coffee fecioară, coffee berbec, coffee capricorn, coffee orice altă zodie. Haide să nu mai vorbim de zodii și să spunem altceva. Eu cred că voi în trecut ați vrut să manifestați ceva. Acum ce știți voi? Că poate să fie o afacere, că poate să fie o relație, că poate să fie o achiziție, eu știu de care, pentru că e magicianul, e Hermes, e Mercur. Și voi sunteți foarte marcați de Mercur, chiar nu vă vine să credeți dacă vă o să vă zic de ce sunteți marcați de Mercur foarte mult. Nu știu, ori ați vrut să faceți un comerț într-o direcție, ori să faceți niște afaceri. Ați vrut să manifestați ceva în trecutul îndepărtat. Și probabil că n-a mers. Acum, regele de spade, tot semn de aer, să zicem, tot mercurian, nu e obligatoriu să fie semn de aer, poate să fie mercurian, da, calități mercuriene, este invers. Vedem de ce. Ia, în trecutul apropiat, la locul de muncă, 8 de monede. În ultima vreme, v-ați concentrat pe muncă, probabil pentru că v-ați propus acest lucru, să manifestați ceva. Poate vreți să faceți o afacere sau o chestiune separată de acest rege de spade, pentru că e invers, da? Dacă era în poziție normală, aș fi zis că vreți să-i colaborați. Sau poate ar fi fost aceeași energie. Dar eu văd aici că sunt separate. Ați putea fi voi. Repet, eu știu din ce motive vă pot vedea pe voi în această postură. Mi-ar trebui să zic că poate vreo oră să vă explic. Dar în ultima vreme aveți foarte mult de lucru. Și vreți să vă transformați viața prin muncă. Eventual, dacă vă separați de o colaborare, chiar aveți de lucru ca să ajungeți către nouă, către independența, abundența aceea mica împărăteasă.
sau micul împărat, da? Micul prinț. Da, în ultima vreme v-ați concentrat pe muncă și lucrând atât, evident că v-ați dezvoltat niște calități, sunteți maestri în ceea ce faceți și hotărât să manifestați. Eu știu ce v-ați propus voi, eu știu ce v-ați propus. Bănuiesc ca abundență, că majoritatea cam asta își doresc. Am mai vorbit de casa 8-a? Nu mai știu. Parcă am vorbit totuși de casa 8. E casa 8-a a banilor, dar nu doar, există și un foc. Bine, focul ăsta ar trebui să spună că aveți de topit ceva, de transformat. De banii aceia vrei să investiți în ceva. Și probabil că investițiile acelea vă vor transforma viața într-un fel. Oricum munciți. Poate că ați întâlnit pe cineva la locul de muncă sau la locul lor sau la locul vostru. Există și varianta asta. Opa! 7 de spade în viitorul îndepărtat. Ah! Ei, iar semnul gemenilor și apare de mai multe ori, dar apare și în trecutul. Fiți atenți. Unii chiar aveți pe aici un geamăn, dar nu obligatoriu. Da, vedeți? Gemeni, 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 gemeni. Nu e obligatoriu, dar la pentru unii s-ar putea să rezoneze. Să zicem, dacă unii aveți de-a face cu cineva în semnul gemenilor, probabil că în prezent nu prea discutați sau încercați să tăiați legătura. Așa mi-arată. Sunt invers. Logic, da? Dacă ar fi în poziție normală, aș spune că da, încercați să manifestați, să discutați cu ei. Dar nu. Ori ei cu voi, ori voi cu ei, voi știți mai bine. Și apare și magicianul. Dar ce e interesant, că dacă magicianul în trecut apare normal, în viitor, axa, da, verticală. Pe vertical aveți magicianul 4 de cupe. Aici, teoretic, sunteți voi și 7 de spade. Bănuiesc că e aceeași persoană, în cazul în care nu sunteți voi, care încearcă să se apropie de dumneavoastră cu diferite șiretlicuri, tertipuri. Tertipuri. Strategii. Eventual, dacă voi vreți să vă îndepărtați de ei, trebuie să creați o strategie anume ca să nu-i enervați, pentru că regele de spade poate să fie tare nervos și să vorbească, să reacționeze foarte urât. Când se simte trădat sau neapărat trădat, când se simte este în dezechilibru. Mai există și o altă variantă. Există un suflet pereche în preajma voastră. Nu e obligatoriu să fie geamăn, da? Un suflet pereche. Trecem peste prostioarele astea cu zodii, da? Un suflet pereche. Deși vom vedea ce mai apare, cu care nu puteți manifesta această legătură din niște motive. Probabil încă mai aveți de lucru, încă vreți să mai faceți bani, încă mai aveți niște chestiuni legale cu acest rege de spade. Și din acest motiv, în viitorul îndepărtat, în continuare, trebuie să gândiți strategii, eventual, cum să vă eliberați de trecut și cum să manifestați. Frumos ar fi să manifestați dacă într-adevăr există așa ceva. Dar există, că am văzut 9 de cupe și steaua. Există un potențial. Poate că nu depinde doar de voi. Sfatul.
Cavalerul de cupe. Că sunteți voi, că e alt semn de apă, că văd aici o carte de apă. Ați putea fi voi, ar putea fi altcineva. Cavalerul de cupe, o persoană foarte romantică, poetică, care îi place să comunice într-un mod mai sensibil, da? Exact, opusul regelui de spade. C-o fi voi, c-o fi altcineva, sfatul este eventual să mergeți către ei. Măcar să discutați. Eventual, poate voi aveți de oferit. Unii dintre voi, dacă ați stat într-o perioadă de tăcere, de inexpresivitate, sfatul este să vă exprimați, să vă exprimați emoțiile. Variază de la persoană la persoană. Unii era să mai vorbăresc. Bine, când e vorba de sentimente, nici racii nu vorbesc prea mult. Despre orice altceva, dar mai puțin despre emoțiile lor. Așa că... Ce vă influențează în exterior? Cineva care are o mare putere asupra voastră. C-o fi leu, c-o fi fecioară, iar variază că ar putea să fie și aici fecioară. E numărul 8, ar putea să fie august sau casa 8-a. Există un personaj cu o putere și mod special și fizică și... Dar am senzația că... Da, nu e vorba de putere fizică. E vorba de putere spirituală. Vă inspiră cineva? A trebuit să pun niște clarificatori, într-adevăr, să văd exact la fiecare carte mai mult. Dar deocamdată... Eu așa simt și atunci așa vă zic. Am senzația, iar este 8, 8 și de monede. Este o persoană în preajma voastră care are o mare putere spirituală. Asta pentru că văd 8. Care se controlează, controlează leul, se controlează fizic. Și prin chestia asta crește spiritual. Cine o fi? Variază de la... Personaj la personaj. De ce vă este teamă? Regina de bâte. Regina de bâte este... Măi, n-aveți încredere în voi? Unii dintre voi. S-ar putea să nu aveți încredere. În puterea voastră de a seduce? În puterea voastră de a vrăji pe cineva. Poate vă este teamă de acest personaj. Dacă e cineva cu planete în semn de foc, ar putea să vă intimideze într-un fel, da. Nu neapărat teamă, ar putea să vă intimideze. Da, poate să fie aceeași persoană. Dacă n-ar fi vorba de o persoană, aici, regina de bâte, pentru că pot să interpretez în multe feluri, da, ar putea să fie o oarecare neîncredere în puterea voastră de a-i seduce pe ei. Pe cine o fi? Eventual, dacă e vorba de afaceri, ca să nu vorbim doar de dragoste și de seducție și de chestii de genul ăsta, aveți o teamă că nu veți... undeva, e o teamă. Poate nu vreți voi să o exprimați, că na, nu toată lumea spune tot ce... Toate își exprimă toate îndoielile. Că nu veți reuși într-o privință. Regina de bâte. În poziția aceasta este o regină. Chiar este o persoană stabilă. Regii și reginele sunt persoane stabile. E clar că regele de spade invers nu este stabil, da? Este instabil, da? Ei, personajul acesta este chiar stabil. Nu pot să o acuz de... de o viață prea
seducătoare, nu. Chiar dacă are calitățile astea, nu și le manifestă. Își manifestă altceva, creativitatea, intuiția, pasiunea pentru ce hobby-uri poate să aibă. Că e același personaj, că sunteți voi și vă este teamă de această latură a voastră. Poate vă este teamă să vă ascultați intuiția, să vă este teamă să vă ascultați. Nu știu de ce. Pentru unii chiar sexualitatea. În legătură cu cineva. Și probabil din acest motiv nu puteți să manifestați acest suflet pereche. Din niște motive. Există niște chestiuni de neîncredere. Că le spuneți, că nu le spuneți, apar în această carte. Ce vă doriți? Eremitul. Eremitul. Aveți nevoie să înțelegeți, să treceți, nu că aveți nevoie, chiar treceți printr-o perioadă de creștere spirituală, de transformare spirituală. Eremitul reprezintă zodia Fecioarei. E un călugăr care umblă prin noapte, prin întuneric, prin frig, ca să caute steaua, să-și caute destinul. Încă nu vă înțelegeți destinul unii dintre voi. Aveți nevoie să ieșiți, probabil că, da? Trebuie să ieșiți din stările astea. Cine știe ce mai sunt și alte stări. Cred că vă doriți să. Pentru unii care chiar. Vă doriți să stați mai izolați până vă rezolvați voi niște probleme. Nu sunteți foarte sociabili în această perioadă. Poate vă căutați lumina interioară tocmai pentru că nu aveți încredere într-o direcție. Mie mi se pare că se leagă. Este cineva în viața voastră care eu zic că vă intimidează, deși ar putea să vă și inspire. Un personaj puternic. Poate că n-aveți încredere, e în poziția fricilor, să vă exprimați emoțional și atunci vă doriți, că așa fac racii, da? Să vă retrageți în cochilia voastră, să stați în singurătate până, eu știu când, știți voi, până la vară, până la primăvară, nu știu când. Dar sfatul este să vă exprimați, să călătoriți, și să împărtășiți o parte din cupa aceasta. Repet, puteți să fiți voi. Sau să fie cineva. Sunt multe variante și dacă spun mai multe, să nu vreau să fiu considerată părtinitoare, dar. Posibil. Persoana aceasta să facă parte din acest cuplu și faptul că este puternică și se manifestă într-un anume fel, v-am zis, să vă intimideze pe unii dintre voi, să vă facă să vă izolați, în loc să vă exprimați, voi vă izolați, faceți exact opusul. Așa, și din cauza aceasta nu puteți manifesta acest cuplu divin. E un cuplu, e un suflet deosebit care e în viața voastră cu un scop, ca să vă completeze. Pe de altă parte, mai este și altă variantă. Acum am simțit. Pe de altă parte, mai este și altă variantă. Poate că voi ați decis în dragoste deja, ați ales, pentru că îndrăgostiții în poziție normală înseamnă decizie importantă în dragoste, invers înseamnă că ați decis. Însă nu veți, în viitorul îndepărtat, nu veți arăta ce ați decis. Nu neapărat că veți minți,
Veți ține secret această decizie din niște motive, poate din cauza acestui rege de spade. Și între timp, dacă e într-adevăr o persoană spirituală, o persoană puternică, prin preajma voastră, eu simt că ați putea să preluați un pic, pentru că și eremitul e foarte spiritual. Chiar acest personaj să vă... Și avem fecioară, da? Fecioară și leu și aici este semnul fecioarei. Nu vorbesc despre zodiu acum. Vorbesc despre faptul că această persoană ar putea să vă inspire într-un anume fel către spiritualitate. Către căutarea esenței voastre, da? Să vă iubiți așa cum sunteți. Vai ce frumos, asul de monede. Într-un final aveți asul de monede. Probabil că unii dintre voi mai spre, nu știu, la un moment dat în ianuarie, veți începe să puneți, să manifestați. Ori poate primiți un dar de bani, ori manifestați începutul unei relații foarte stabile. Adică stabile. Stabile nu are cum să fie de la început. Va deveni stabil în timp. Vai ce frumos cu steaua! Probabil că acest timp de contemplare, de meditație, de rugăciune este foarte necesar. Și dacă vi-l doriți, oferiți-vă acest timp, această creștere spirituală, da? 8-9, interesant, e creștere, da? Ce frumos! Probabil că persoana asta vă ajută să crește spiritual. Nu știu cine e. Eu zic că e energia unei persoane, da? Putea să fie femeie, dar nu e obligatoriu. Poate să fie și bărbat. Ei, și după ce vă aflați voi răspunsurile, începe să manifestați. Și nu e obligatoriu să primiți un dar de bani sau să vi se facă o ofertă musai. Pur și simplu, atrageți voi abundență, atrageți voi oameni stabili și în primul rând atrageți vindecare. Mă, o-i fi clară? Și poate din acest motiv trebuie să jucați un pic de teatru. Poate față de cineva care ar putea să fie invidios. Regele de spade poate să fie foarte invidios. Așa simt. Eu cred că o să vă regăsiți echilibru. Acum sunteți într-o perioadă de ușor dezechilibru emoțional, poate chiar și financiar. O să vă arăt și arăt. Am zis de stea mai devreme, da? Apare steaua. Steaua e semnul vărsătorului. Poate un vărsător vă aduce o bucurie. Nu contează cine este. Dacă nu e vărsător, poate să fie o persoană publică. Sau pur și simplu este persoana pe care v-ați dorit-o toată viața pentru unii dintre voi. Pentru unii dintre voi. Dar fiți atenți, să vă mai arăt o dată. Eu așa simt să vă arăt cărțile. Ok, fiți atenți. Deci începe să se manifeste, pentru că... Lăsați în urmă. Lăsați în urmă ce nu vă priește. Și la un moment dat va trebui să blocați, să blocați pe cineva semn de aer sau apă sau pământ sau foc, că nu vreau să dau. Deci cineva din trecutul vostru care vine în viața voastră și de care și care nu se poate detașa mental și emoțional, dar haideți să vă arăt ce fel de persoană este. Este împăratul. Cred că e o persoană care a încercat să vă controleze. Ar putea să fie chiar acest rege de spade pentru unii dintre voi, bărbat sau femeie, variază, da? Care a încercat să vă controleze la un moment dat și se întoarce în viața voastră. Eu așa simt să vă citesc. Ce o fi, o fi. Așa, și voi îi veți bloca pentru că veți merge către steaua voastră, veți primi, deja veți începe să atrageți vindecarea și abundența. Pentru că această persoană foarte dominatoare...
v-a dezechilibrat financiar și voi vreți să faceți primii pași într-o nouă direcție cu altcineva care vă echilibrează viața, vă aduce stabilitate. Da. Poate că aveți și un copil cu persoana respectivă, unii dintre voi. O să pun mai multe clarificări. Dar e bine și așa. La capătul setului de cărți, cavalerul de monede. Cavalerul de monede, semn de pământ, mai mult sau mai puțin, și șapte de cupe, plin de fantezii, cu care plin de fantezii, care are multe opțiuni, dar am zis cavaler de cupe sau cavaler de monede. Eu zic că vă eliberați de niște stări și voi ca toată lumea. Stai un pic. Deci cavalerul acesta de monede s-ar putea să fie același care vă face oferta. Nu e obligatoriu să fie semn de pământ, poate să fie, dar nu e obligatoriu să fie semn de pământ, nici măcar cavaler, adică poate să fie bărbat sau femeie. Cineva vă face o ofertă și eventual am senzația că vă ajută să vedeți și alte opțiuni după ce la un moment dat 10 de cupe invers, 5 de spade, temperanța. Ia regina de spade invers. Uf, ce a fost aici, doamnelor și domnilor? Mamă, cineva a fost o persoană foarte aventuroasă și a creat multă toxicitate prin stilul ăsta aventuros. Pe de-o parte, a produs și altora niște răni și a produs și lor. Temperanța invers, iar înseamnă grabă, lipsă de spiritualitate. Acum cine o fi este destul de greu de văzut. Sunt și semne de spade, foarte multe și de foc. Mai. Corfii ei, că sunteți voi, că e altcineva. Nu știu, dar tare încălcită problema asta. La loc, dar important este că încheiați un ciclu, un capitol cu ei. Eu cred că încheiați. O chestie care a fost, o situație care a fost tare nedreaptă, tare nedreaptă, care v-a dezechilibrat, că a fost toxică. Cineva a avut niște obsesii sexuale? S-a grăbit să acționeze într-un anume fel și a. Și din cauza asta, altă persoană s-a eliberat de toate tensiunile astea și s-a eliberat de fantezii și de iluzii și de tot. Măi. Da, în fine, nu știu pentru cine o fi chestia asta, dar pentru cineva o fi. În fine. Probabil că e a treia persoană, a nu știu câta persoană, nu neapărat voi, dacă voi rezonați, nu e treaba mea să intru prea mult în viața voastră particulară. Poate unii chiar. Dar fără supărare, lângă cavalerul de bâte și diavol, este obsesie sexuală a cuiva. Și cineva, probabil persoana față de care s-a făcut această obsesie, a hotărât să se separe, pentru că persoana a acționat dezechilibrat, a creat niște răni sufletești în sufletul celelalte persoane.
Da. Niciodată, niciodată. Fi doritor să exprimați dragostea, înseamnă că despre voi era vorba. Cavalerul de cupe ar trebui să fiți voi care trebuie să exprimați dragostea față de cineva. Rac. Soare, lună, Venus, ascendent în rac. Oricum, acest suflet pereche nu se poate manifesta prea curând, decât probabil pe la sfârșitul lunii veți avea această vindecare și poate după vindecare să aveți această șansă. Soare, lună, Venus, ascendent în rac. Mi se pare destul de complicată situația, nu știu de ce, așa simt energia, simt că e o chestie foarte încălcită, destul de confuză, poate și starea asta 4 de cupe. Așa mi ies mie cărțile. Dar cel mai important este că unii dintre voi chiar vă doriți vindecare și înțelegerea situației, vă doriți creștere spirituală. Unii chiar vă doriți și e mare lucru. Asta mi se pare minunat pentru că ca și eremitul, ca și faetonul, caută steaua, da? Și dacă veți căuta lumina, o veți găsi în curând. Dar am așa o stare, mi se par lucrurile destul de încălcite. Ia dați-mi voie să aveți răbdare. Ah, ce frumos! Dragostea adevărată și uniunea inimilor. Da, probabil că veți putea să manifestați acest suflet minunat, această dragoste adevărată, această uniune, da, suflete, perechi, darmice, ciorfii. Dar după ce ieșiți, eu nu cred că în starea asta, pentru că asta reprezintă minciunile și strategii, în starea asta puteți să manifestați o asemenea energie foarte frumoasă, de-aia apare și îndrăgostiții invers. De-abia după ce vă vindecați, de-abia după ce vă faceți o creștere spirituală mai specială. Deci chiar trebuie să investiți în chestia asta. Că vă place, că nu vă place. E dragoste adevărată, va fi întâlnire cu acest suflet, care o fi el, care vă va împlini toate dorințele, dar e persoana pe care v-ați dorit-o. Puteți să faceți, da? Eu știu, o legătură de lungă durată, stabilă, dar trebuie să treceți prin această creștere spirituală. Altfel n-aveți cum. Acum ar putea să fie acest mincinos să fie altă persoană care reapare, cum v-am zis mai devreme, dar pe care trebuie să o blocați. Ia uite, aveți răbdare, binecuvântări. Pentru că văd acest 3 de cupe, s-ar putea să fie un trio undeva, într-un fel sau altul, în viața unora. Am și vrut totuși să clarific totuși. Nu știu de ce simt eu acum nevoie să clarific. Clarificăm și mie îndrăgostiți invers. De ce sunt îndrăgostiți invers? Clarificăm și mie. Clarificăm îndrăgostiți, te rog frumos. Clarificăm îndrăgostiți. Trebuie să clarific mai multe, nu doar îndrăgostiții. Pentru unii ar putea să fie mama copiilor voștri.
Clarificăm și noi îndrăgostiții și împărăteasa. Clarificăm îndrăgostiții și împărăteasa. Cavalerul de bâte. Îndrăgostiți împărăteasa și cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte care probabil n-a avut succes într-o direcție și încearcă să revină. Ați putea să fiți voi și cavalerul de bâte, da? Cineva v-a blocat la un moment dat, n-ați avut succes, 6 de bâte invers, într-o relație, într-o direcție. Ați fost blocați, da? Sau v-ați blocat singuri, printr-o atitudine. Poate ați fost prea grăbit sau eu știu cum, sau n-ați fost la timpul potrivit. Așa, și încercați, ați putea să fiți voi, evident, cavalerul de bâte, încercați să reveniți către cineva pe care îi deja ați ales persoana, v-ați hotărât că aceasta este persoana și mergeți către ei ca să aveți creștere. 7 de spade. Știu ce clarific. 7 de spade, 7 de spade. Clarific pentru că în final a ieșit foarte frumos și chiar cărțile acestea laterale au ieșit foarte frumoase. Dar mi se par niște minciuni la un moment dat în povestea asta. Cineva ascunde niște lucruri. În primul rând nu vrea să se exprime, de aia vi s-a dat și sfatul să vă exprimați emoțional. Eu știu cine voi, ei, cineva nu vrea să se exprime, nu vrea să-și spună niște probleme. Acest 7 de spade asta sugerează, în general, minciun, nu știm dacă fuge, dacă vine pe furiș. Șapte de spade, te rog frumos, clarificăm, 7 de spade. Uite așa mă lungesc, cine m-a pus. A, luna, secret, aici sunteți voi, țineți niște secrete, nu știu de ce le țineți. Țineți niște secrete. Aveți niște frici. Ia uite și marea preoteasă invers. Amândouă. Toate cărțile vorbesc despre secrete. Marea preoteasă dezvăluie secretele. Poate cineva care are intuiție. Marea preoteasă e de obicei semnul peștilor. Așa. Semnul lunii vă reprezintă pe voi sau alt semn de apă. Și în spate, 7 de spade. Cred că cineva vă intuiește anumite lucruri. În fine.